Al șaptelea mecanism molecular al îmbătrânirii este reprezentat de senescența celulară. Implică o stare de oprire a ciclului celular ca răspuns la stimulii dăunători și se caracterizează prin pierderea funcției fiziologice a celulei, prin rezistența la apoptoză, nu vrea să se sinucidă, și prin diferite modificări celulare. Aceasta este senescența celulară. Ele funcționează, ele trăiesc, dar numai aici fac funcția. Dar nici nu se sinucid. Este o stare celulară care nu mai poate îndeplini funcția. A fost sugerată ca o contribuție, dar și ca o consecință a procesului de îmbătrânire. Este implicată în dezvoltarea foarte multor boli cronice legate de vârstă. Poate fi declanșată și exacerbată de excesul de nutrienți. Este cunoscut acest fapt. De asemenea, s-au identificat mai mult de 50 de compuși chimici mici pe care îi găsim în alimente, care pot induce senescență prematură și stări asemănătoare senescenței. Putem vedea oameni cu pielea îmbătrânită la 30 și ceva de ani. E vorba de gerontofilie. Are la bază această senescență prematură celulară. Celulele senescente, care se află într-o stare de oprire irreversibilă a ciclului celular, dar rămân viabile, trăiesc, se pot acumula odată cu îmbătrânirea, în special la indivizii mai fragili. Cei mai importanți factori care determină senescență celulară sunt stresul oxidativ, deci plusul de radicale acizi liberi, scurtarea telomerilor, supresorii de tumori și inhibitoarea ciclului celular, citostatice și altele. Odată cu vârsta, acumularea de celule senescente are ca rezultat apariția inflamației cronice, care este responsabilă pentru dezvoltarea diferitor stări patologice legate de vârstă, inflamația cronică. Când îmbătrânim, în țesuturile noastre apar tot mai multe celule senescente, care sunt numite și celule zombie, deoarece sunt celule deteriorate, care în mod normal ar trebui să moară, dar se încăpățânează și rămân viabile. Celulele senescente secretă substanțe care dăunează și celulelor din jur, contribuind astfel la îmbătrânire. În mod normal, celulele senescente trebuie să fie curățate în câteva zile sau săptămâni după ce se dezvoltă de către celulele natural killer sau alte tipuri de celule imunitare. Cu toate acestea, dacă este depășit un anumit număr, sistemul nostru imunitar este depășit, nu mai face față și celulele senescente se pot acumula. Acumularea de celule senescente poate accelera și alte mecanisme fundamentale de îmbătrânire. Când îmbătrânim, celulele senescente se acumulează în piele, contribuind la lăsarea pielei, apariția ridurilor. Se acumulează în articulații, dăunând cartilajelor. Contribuie la osteoartrită. Se acumulează în pereții vaselor de sânge, ducând la rigidizarea acestora, ceea ce predispune la rupere sau înfundare. Se acumulează în creier, unde contribuie la inflamarea și la îmbătrânirea creierului. Celulele senescente sunt cunoscute drept agenți patogeni ai multor boli legate de îmbătrânire, precum cancer, diabet de tip 2, ateroscleroză, osteoartrită, Parkinson, Alzheimer, cataractă, osteoporoză, boală hepatică grasă non-alcoolică, boli neurodegenerative, practic toate bolile neurodegenerative, numeroase alte afecțiuni legate de vârstă au la origine prezența unui plus de celule senescente. Obezitatea poate promova o inducere prematură a senescenței celulare. Strategii pentru modularea senescenței celulare. Stres oxidativ, markerii de inflamație și factorii de risc cardiometabolici au fost reduse sub influența restricției calorice. Din nou, o treabă extrem de simplă. Compuși identificați ca mimetici ai restricției calorice. I-am amintit, sunt benefici. Senoliticele, precum fisetina și quercetina, sunt oportunități terapeutice care pot distruge celulele senescente. Fisetina și quercetina. Resveratrolul induce și autofagie. Se autodistrug. Modularea expresiei factorilor pro- și antiapoptoici.
poate duce la eliminarea radicalilor acizi liberi, care am spus mai adineori cât de dăunători sunt în organism. Curățirea sistemică a celulelor senescente prin mijloace genetice sau farmacologice tinde să atenueze și ceilalți piloni ai îmbătrânirii, celelalte mecanisme pe care le-am prezentat, și poate întârzia, preveni sau atenua multiple tulburări și boli legate de vârstă. Al optulea mecanism al îmbătrânirii este epuizarea celulelor STEM. Celulele STEM sunt celule prezente în toate organismele multicelulare, care se pot multiplica, nu? Se autoregenerează și care se pot diferenția în diferite celule specializate, nervoase, musculare, hepatice, celule tegumentare, etc. Iar o reducere a activității acestor celule este cunoscută sub denumirea de epuizarea celulelor STEM. Corpul este reconstruit și completat continuu cu noi celule care derivă din celule STEM. Noi murim cu celule STEM în noi. De exemplu, celulele STEM mezenchimale generează celule osoase, celule cartilaginoase sau celule adipoase. Celulele STEM neuronale generează neuroni. Celulele STEM hematopoietice generează, din măduva hematogenă, generează globule roșii sau globule albe. Celulele STEM hepatice generează hepatocite, nu? De-a lungul vieții, calitatea celulelor STEM scade prin acumularea de daune și la nivelul lor. Și în cele din urmă, rezervorul acestora se epuizează. Datorită daunelor acumulate, celulele STEM nu mai funcționează corespunzător, iar țesuturile sunt mai puțin bine întreținute și reparate, ceea ce contribuie la îmbătrânire. Mecanismele de îmbătrânire menționate anterior, dereglarea epigenetică, scurtarea telomerilor, disfuncția mitocondrială, acumularea de proteine, precum și deteriorarea propriului ADN al celulelor STEM și senescența celulelor STEM, sunt factori care determină declinul acestor tipuri de celule. Modificările mediului în care se află celulele STEM, cum ar fi creșterea substanțelor inflamatorii cronice, contribuie la o scădere a funcției celulelor STEM. Epuizarea celulelor STEM poate duce la multe boli și probleme asociate cu îmbătrânirea, cum ar fi imunosupresia, sarcopenia, scăderea masei musculare, sindromul fragilității pe care l-am prezentat anterior, osteoporoza și multe altele. Terapia cu celule STEM are un ritm de evoluție extrem de rapid și este promițătoare în tratarea unor boli incurabile până acum, precum boala Parkinson, Alzheimer-ul sau diabetul zaharat. Dintre strategiile pentru stimularea eliberării de celule STEM în mod natural, amintim nutriția funcțională. Este iarăși o noțiune relativ recent apărută, nutriția funcțională. Alimentul care conține și parte funcțională medicamentoasă, alimentul medicament, cum îi spunea Hipocrate. De-abia acum am înțeles noi aceste lucruri. Deci nutriția funcțională, bogată în nutrienți stimulatori pentru celulele STEM, va ajuta celulele și organele să se regenereze prin alimente și post. Mâncăm anumite alimente care pot ajuta la regenerarea lor. Postul presupune abținerea de la mâncare pe o perioadă de 24-48 de ore, când bem numai apă sau ceai. După o stare de post, celulele STEM își dublează capacitatea de regenerare. Este cunoscut acest lucru. Nutriția funcțională și postul intermitent pot încetini procesul de îmbătrânire. Restricția calorică poate crește este cunoscut, e demonstrat acest, crește conținutul de celule STEM din măduva osoasă. Nutriția funcțională poate ajuta la regenerarea nervilor în bolile neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, boală Huntington, scleroză laterală amiotrofică, boala neuronului motor periferic. Poate duce la regenerarea ficatului, regenerarea țesutului cutanat, regenerarea celulelor cardiace. Toate celulele pot fi regenerate. Celulele beta-insulare din pancreas, care produc insulina, nu? Regenerarea glandelor endocrine, a cartilagilor, chiar a coloanei vertebrale, a celulelor STEM neuronale. Avem celule STEM neuronale. Este demonstrat acest lucru.
Substanțe precum resveratrolul, curcumina, quercetina, epigalocatehina din ceaiul verde, cum spuneam, genisteina, daidzeina din trifoiul roșu, alfa-cetoglutaratul, glicina, nicotinamida mononucleotida, acidul cafeic, acidul clorogenic, chemferolul, pot stimula celulele STEM și îmbunătăți sănătatea acestora. Al nouălea și ultimul mecanism al îmbătrânirii este comunicarea intercelulară alterată. În urmă cu 2 ani publicam o carte care se intitula Comunicarea în creație. Iată că acum vorbim despre comunicare intercelulară și în curând, în cartea care va apărea, Mecanismele îmbătrânirii, vom vorbi și despre comunicarea intracelulară. Deja cunoaștem aceste mecanisme și toată această cunoaștere va aduce un salt extraordinar în diagnostic și în terapia unor boli considerate până acum incurabile. Celulele care alcătuiesc organismul nu se comportă izolat. Ele comunică constant printr-un proces de semnalizare care are loc între celule, se numește comunicare intercelulară. Este un fel de rețea de telecomunicații biologice care este la baza coordonării diferitor funcții fiziologice ale celulelor. Unele semnale provin de la celule învecinate, altele sunt transportate prin intermediul sângelui în țesuturi îndepărtate. Unele sunt transmise sub formă de semnale electrice, altele sub formă de saci cu informații. Sunt foarte multe tipuri de comunicare celulară, intercelulară. Fără comunicare intercelulară, țesuturile nu ar fi capabile să coordoneze numărul necesar, distribuția și localizarea diferitelor celule, deoarece fiecare celulă nu ar avea mijloace de a cunoaște locația și statutul vecinilor sale. Comunicarea înseamnă viață, de fapt. Fără comunicare nu ar exista viață. La toate nivelurile. Comunicarea intercelulară este necesară pentru a coordona un răspuns imunitar adecvat la o amenințare, permițând sistemul imun să se coordoneze bine, perfect, între eliminarea unui agent patogen și cauzarea de leziuni grave țesuturilor corpului. A fost numai un exemplu de comunicare. Comunicarea intercelulară permite controlul proceselor metabolice în întreg organism. Este un tot unitar organismul nostru. Fără comunicare nu ar mai fi un tot unitar. În timpul îmbătrânirii, mediul în care celulele trăiesc se schimbă, devine pro-inflamator și pro-îmbătrânire. Una din cele mai proeminente și importante modificări ale semnalizării intercelulare care apar odată cu îmbătrânirea este creșterea semnalizării inflamatorii continue care duce la îmbătrânirea celulelor mai rapid. Se creează un cerc vicios, având în vedere că celulele deteriorate și îmbătrânite secretă ele însele substanțe nocive care dăunează celulelor sănătoase din jur. Creează mediul pro-inflamator celulele îmbătrânite. Inflamația este un proces care funcționează în tandem cu sistemul imunitar pentru a proteja împotriva invadatorilor străini, după cum știm. Există multe cauze care pentru semnalizare inflamatorie crescută. Fiecare dintre aceste cauze putând fi urmărite și la alte semne distinctive ale îmbătrânirii. Creșterea leziunilor tisulare cauzate de disfuncția mitocondrială declanșează eliberarea de mediatori inflamatori. Celulele senescente secretă substanțe care se deplasează în tot corpul și promovează o stare continuă de inflamație cronică cu grad scăzut legată de îmbătrânire. Celulele STEM din măduva osoasă experimentează o schimbare a capacităților de a se diferenția și încep să producă mai multe celule albe care sunt asociate cu inflamația, nu? Modificările epigenetice pot crește activitatea genelor proinflamatorii. Sunt alterările epigenetice despre care vorbeam, în timp ce proteinele pliate greșit, pierderea proteostaziei ca mecanism, pot acționa ca un semnal de pericol care declanșează tot inflamația. Odată cu îmbătrânirea, există o tendință de a acumula mai mult țesut adipos, în special în jurul organelor din abdomen. Celulele adipoase mai mor și ele.
împrăștindu-și conținutul în jur, ceea ce duce la chemarea macrofagilor, a celulelor gunoier, care trebuie să curețe terenul. Aceste macrofage secretă substanțe inflamatorii să-și cheme ajutoare în focarul în care trebuie să lupte, să curețe. Aceste substanțe inflamatorii călătoresc în tot corpul, inclusiv în creier. În timpul îmbătrânirii, microbiomul se modifică printr-o creștere excesivă a anumitor bacterii nesănătoase. Un microbiom îmbătrânit, alterat, în combinație cu o permeabilitate intestinală crescută, datorată îmbătrânirii, permite substanțelor toxice să treacă prin intestin, prin peretele intestinal, în fluxul sanguin, ducând tot la inflamație care pătrund, se realizează în tot corpul, inclusiv în creier. Un sistem imunitar îmbătrânit funcționează mai puțin corespunzător, ceea ce permite agenților patogeni să se plimbe liber prin organism, provocând tot inflamație. Pielea îmbătrânită, fragilă, mai subțire, lasă substanțele nocive să pătrundă prin ea și să inducă inflamație. În timpul îmbătrânirii, procesarea nutrienților, precum zaharurile și grăsimile, în special grăsimile saturate cu lanț lung, grăsimile animale, devine mai dificilă pentru organism, astfel încât rămân mai mult timp în sânge, producând inflamație prin activarea globulelor albe din sânge. Comunicarea intercelulară alterată creează un mediu favorabil îmbătrânirii, ceea ce duce la o scădere a funcției celulare și la un declin al corpului în ansamblu. Dar avem și strategii pentru a modula această comunicare intercelulară. Pe primul loc este tot restricția calorică. Aceasta crește răspunsul, creșterea răspunsului inflamator în timpul îmbătrânirii ar putea fi reprimată prin restricții calorice, nu? Și spuneam că la baza comunicării alterate stă această inflamație cronică. Restricția alimentară prin evitarea unor alimente cu efect inflamator, precum zahărul și grăsimile saturate, poate ameliora comunicarea intercelulară. Includerea mai multor alimente despre care se știe că reduc inflamația, cum sunt legumele cu frunze verzi, peștele gras, fructele de pădure, uleiul de măsline, pot ajuta la reducerea efectelor pentru care inflamația le are asupra organismului pe măsură ce îmbătrânim. Microbiota intestinală poate deveni o țintă în vederea corectării comunicării intercelulare la bătrânețe. Probioticele, simbioticele, intervențiile alimentare se pot dovedi extrem de benefice reglând microbiomul uman. Deoarece comunicarea intercelulară alterată este cauzată și de senescența celulară. Prin urmare, senoliticele pe care le-am spus, resveratrolul, pterostilbenul, fisetina, quercetina, pot reduce mediul celular pro-îmbătrânire prin reducerea inflamației. Este vorba de inflamație de grad scăzut legat de îmbătrânire. Doar câteva concluzii aș trage din această prezentare. Ipoteza geroștiinței susține că cei 9 piloni ai îmbătrânirii tind să progreseze în mod concertat și pot contribui la fiziopatologia mai multor boli și disfuncții legate de vârstă. Teoria unitară a mecanismelor fundamentale de îmbătrânire se bazează pe ipoteza geroștiinței prin postularea că intervențiile care vizează orice mecanism fundamental din cele 9, le poate viza și pe celelalte. Prin înțelegerea și țintirea pilonilor îmbătrânirii, mai degrabă decât țintirea bolilor individuale care sunt în aval de procesele fundamentale de îmbătrânire, este de conceput că multimorbiditatea ar putea fi mult redusă și durata sănătății ar putea fi crescută. O abordare este de a modifica metabolismul celular și de a face celulele să îmbătrânească mai încet. Cealaltă abordare este de a repara țesutul vechi, țesutul îmbătrânit, deoarece știm cum se compară cu țesutul tânăr. Îl putem reîntineri. Prin metode simple, precum restricția calorică, exerciții fizice efectuate zilnic, moderat, o dietă adecvată, un stil de viață sănătos, utilizarea unor compuși chimici naturali în anumite combinații, care deja sunt dovedite științific, putem reversa vârsta biologică a omului
cu 5-8 ani și prelungi durata de viață sănătoasă.